Ana Lupu este profesor la Colegiul Tehnic Ion Mincu din Târgu Jiu. De când a descoperit pasiunea de a modela lutul, casa ei s-a umplut cu figurine. Te întâmpină cu miile, fel și fel de personaje fericite care aduc în prim plan simplitatea de la țară. Aproape toate personajele sunt inspirate din viața satului. Figurinele sale de lut sunt deosebite prin aspect, dar și prin modul în care sunt create. Aici, la Urechești, a fost prima fabrică de ceramică construită de un austriac, care funcționa cu 60 de olari. Ia uitați dumneavoastră cât de ușor se modelează. Uitați-vă ce simplu e și ce frumos este. Model pentru mare parte din lucrările ei este bunica Anei. Însă cea mai bună inspirație îi vine de pe geam, de unde vede Coloana Infinitului, una dintre capodoperele lui Constantin Brâncuș. Am acolo un tablou în spatele dumneavoastră. Puteți dumneavoastră să-l luați, să vă uitați la el. Am încercat pur și simplu fără fotografia marelui sculptor în fața mea și dacă este recunoscut personajul pe care eu am vrut să-l reprezint, înseamnă că e bine. Suntem, cum am spus, binecuvântați de Dumnezeu că avem aici operele lui Brâncuș. Deci faptul ăsta este ceva extraordinar. Un impediment este însă faptul că pământul pe care îl folosește este adus de la câțiva kilometri distanță. Recent a descoperit un tip de lut care o ajută foarte mult și se modelează extrem de ușor. Mare a fost mirarea să-l găsească foarte aproape de blocul în care locuiește, în centrul municipiului. Acolo angajații primăriei Târgu Jiu au efectuat câteva foraje, iar în zonă urmează să fie construită o parcare subterană. Lutul este de calitate superioară, iar toate figurinele sunt perfect finisate. M-am gândit să iau o bucată și să o probez. Am luat-o. Bineînțeles că am avut așa o reținere că m-am uitat în jur și m-am gândit că cineva poate să interpreteze într-un sens nedefinit faptul că eu am luat bucata respectivă de pământ. Când am venit acasă, primul lucru, am venit aici, am fărâmițat-o și când am văzut ce pământ minunat, am zis, Doamne, sunt salvată, pentru că eu nu prea am pământ foarte mult. Cu amărăciune, Ana Lupu ne-a vorbit despre tinerii care aleg să fugă de muncă și au uitat de școlile de meserii. De ce credeți că tinerii au ajuns să fugă de meserie? În primul rând, au reușit să fugă de meserie pentru că au considerat ei fals, bineînțeles, că pot să câștige bani mai ușor și mai repede. Lucru neadevărat. Sunt mulți copii care s-au ridicat din familii harnice, de la țară, care au avut un program de muncă în fiecare zi. Nu știu dacă dumneavoastră ați observat aici în lucrările mele, marea majoritate a personajelor pe care eu le-am reținut și a căror expresie m-a fascinat sunt țărani. Momentan, totul reprezintă doar o pasiune pentru profesoara Lupu, care stă și 9 ore în atelierul improvizat în apartamentul din Târgu Jiu. Vrea să vadă cum vor fi primite lucrările pe piața iubitorilor de artă, în special de cei care iubesc obiectele rustice. Are mii de figurine, printre care și-au făcut loc recent și câteva portrete, primele din lut. Printre ele este și chipul marelui sculptor Constantin Brâncuș, muză pentru Ana Lupu.